Situație delicată din nou în Maramureș. Din nou e nevoie de sânge. Centrul de transfuzie sanguină Maramureș face un apel donatorilor, indiferent de grupa pe care au, să se prezinte la donare. Fără sprijinul lor, instituția medicală nu poate asigura necesarul de sânge din spitale. Având în vedere faptul că spitalele și-au reluat activitatea obișnuită de dinainte de declanșarea stării de urgență, în ceea ce privește efectuarea intervențiilor chirurgicale, tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice, hematologice, stocurile de sânge din centrul de transfuzie sanguină Maramureș cad foarte repede, de la o zi la alta, nemai putând asigura în procent de 100% cererile spitalelor. Avem nevoie zilnic în medie de 30-40 de donatori pentru a satisface în totalitate cererea spitalelor. În medie avem în prezent 20 de donatori în condițiile în care cererile spitalelor sunt de 40-50 de unități de mască eritrocitară, imposibil de acoperit nici măcar 50% necesarul. Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină spune că fiecare persoană sănătoasă cu vârsta de minim 18 ani poate dona sânge. Mai mult s-au luat măsuri astfel încât donatorii să fie protejați. Toate grupele de sânge sunt binevenite și în special avem nevoie de RH negativ. 0, A, AB, AB, toate grupele de sânge. Asigurăm toate măsurile de protecție începând de la intrarea în instituție. Asigurăm dezinfectant pentru mâini, asigurăm acoperitor pentru încălțăminte, măștile le avem la dispoziția celor care nu au masca la ei, păstrăm distanța fizică între persoane și încercăm să creăm tot confortul și psihic și fizic al potențialului donator, astfel încât să aibă încredere să vină să doneze fără nicio problemă. Centrul de transfuzie sanguină are program de luni până vineri între orele 7:30 și 11:30.